Bună, dragi feciori, aceasta este talarea voastră pentru luna martie. Să vedem care este energia generală pentru voi în această lună. Okay, avem regele de băte, asul de băte, 6 de monede, îndrăgostiții și 8 de băte. Ok. O energie foarte plină, foarte bogată, foarte energică. Energie energică, da. O energie plină de, nu știu, o stare de bine, așa simt, cu îndrăgostiții aici. Multă pasiune, probabil te atrage cineva foarte mult în această lună, o să simți foarte multă atracție față de cineva în această lună, o persoană destul de pasională, o persoană destul de atrăgătoare, mai ales fizic, deci este cineva care o să se atragă atenția în această lună foarte mult, fie că e partenerul de viață sau o persoană nouă, pur și simplu este cineva, simt că acestea sunt trăsăturile sale. Este o persoană foarte dinamică, foarte deschisă, îi place foarte mult să ajute. O persoană săritoare, îi place să ajute pe toată lumea sau să poate ajută pe cineva în familie sau este o persoană mai matură, clar o persoană de foc, care s-ar putea să aibă una dintre zodiile de foc, berbec săgetător sau leu, dar și gemeni mai este aici în evidență. Clar, este o persoană care o să te atragă foarte mult. Energia ta generală este una destul de pozitivă, destul de cu asul de bâte, probabil ceva nou, un început, o pasiune, poate faci o pasiune pentru cineva, deci este ceva la început de drum. Ceva rapid, ceva care vine către tine rapid, poate comunicare, poate un sprijin, un ajutor, poate partenerul de viață te ajută sau persoana aceasta la care te gândești vine către tine în ajutorul tău, multă comunicare. Probabil trebuie să faci o alegere în această lună, cine știe, dar eu simt că este mai multă atracție fizică aici, multă atracție fizică, te atrage cineva fizic foarte mult și cel mai probabil este reciproc. Este o persoană destul de tandră, drăguță, o persoană plină de maturitate, dar totodată este și o persoană care îi place să se joace, da, așa simt. Care îi place să se joace foarte mult sau să se joace, să fie mai copilăroasă, da. Dar totodată e și matură, dar este o persoană destul de complexă, destul de destul de dinamică, dar totodată și o persoană care îi place să asculte, da? Să asculte, să comunice, dar totodată să și asculte genul ăsta de om. S-ar putea să ai de-a face cu genul acesta de om în această lună. Simt așa că este vorba despre altcineva aici. Da? Energia ta generală se va învârti sau va fi în prezența acestei persoane. Probabil colaborați o să lucrați împreună. Cine știe în această lună. Să vedem și cărțile pentru iubire. Ok, magicianul. Steaua. Doi de băte. Regele de săbii. Și trei de băte. Trei de băte, da. Ok, poate ai de-a face cu cineva din zodia Vărsător, gemeni, cum am și zis, gemeni, dar și zodii de foc, leu, săgetător sau berbec. Probabil este o persoană care te provoacă foarte mult în această lună. Doi de băte, trei de băte, este așa o continuitate. Este o persoană matură, un rege de săbii, iar alt rege aici, regele de băte, regele de săbii. Dorești să inițiezi ceva, dorești să începi ceva cu această persoană, dorești să construiești ceva, poate, sau să vă întâlniți, sau să aveți ceva în comun. Sunteți, nu știu, vă atrage foarte mult, este o persoană foarte diferită, foarte nouă, cu steaua, parcă sunteți ghidați către această persoană.
Va atrage foarte mult, foarte multă atracție aici, foarte multă atracție fizică și nu numai. Vă place și cum gândește această persoană. O simțiți foarte aproape, apropiată de voi, de fapt. Doi de bâte, trei de bâte aici. E ca și cum voi ați atras această persoană către voi. Ați făcut-o posibilul să se apropie de voi, să o manifestați în viața voastră, probabil manifestați această persoană în viața voastră și va veni cu steaua aici, clar este ceva pur. Chiar simte și o energie pură, reală. E ceva real aici, e ceva pe bune. Și cu astfel de bâte, multă pasiune, mult foc. Mult foc, dar totodată și mult aer care, nu știu, simte așa multă comunicare interesantă între voi doi. Multă comunicare interesantă, da? Deci este o lună plină de iubire pentru voi. Cu îndrăgostiți aici mai ales. Probabil trebuie să alegeți dintre două persoane care vă atrag. Care... Da, nu, de fapt nu simt că sunt două persoane diferite. Poate voi sunteți acel rege de săbii, energia acestei cărți. O persoană destul de directă, strategică, poate asta o și atrage la voi. Și acest rege de bâte, da, acest rege de bâte este cealaltă persoană pe care vreți să o atrageți, să o manifestați în viața voastră și o să o atrageți, clar. E ca și cum vine către voi această persoană în această lună. Deveniți și mai apropiați sau s-ar putea să vă ajutați și mai mult. Această persoană vă împărtășește oarecum ideile, pasiunile. Aici cu doi de bâte este ca și cum vă completează, vine în ajutorul vostru, da, din nou ideea de ajutor. Poate o să vă ajute într-un fel cu o idee, cu un început, cu o speranță, ceva de genul, ceva diferit, nou, să vă ajute să vă, nu știu, înnoiți viața într-un fel sau altul, sau să aducă valoare a vieții voastre. În orice caz este ceva către care vă uitați cu dorință, cu speranță, cu iubire. E o persoană nouă, diferită. N-ați mai întâlnit genul ăsta de om sau în orice caz, dacă este partenerul de viață, o să fiți și mai apropiați în această lună. Mult mai apropiați. Și mult mai ghidați unul către celălalt. Să vedem și la capitolul carieră. Ok, doi de monede. Regina de cupe, puterea și doi de cupe. Wow. Din nou, ideea de iubire, de uniune. Această persoană, din nou, este vorba despre o persoană aici. E multă discuție despre această persoană care vă atrage foarte mult, vă place, vă ajută într-un fel sau altul, vă ajută în viața de zi cu zi. Doi de cupe aici, probabil lucrați împreună la locul de muncă, probabil vă ajută la un proiect, vă ajută să vă stăpâniți fricile sau să vă autodepășiți într-un fel sau te provoacă foarte mult această persoană să ieși din zona ta de confort sau să te duci către ea, să o cunoști mai bine sau să-ți depășești limitele la capitolul carieră, pe partea asta profesională, să devii mai flexibil, doi de monede aici, să înveți să alegi, de ce nu, să stăpânești emoțiile cu regina de cupe. Dar este o persoană care te ajută pe foarte multe planuri, mai ales în viața profesională și nu numai, dar și multă atracție fizică, așa simt, multă atracție fizică aici. Să vedem și alte mesaje, mesaje importante. Oh, nu cred. Regina de cupe, din nou regina de cupe. Doi de monede, din nou doi de monede. Regele de săbii, din nou regele de săbii și patru de bâte, ca și cum nu era deja destul de înțeles că este cineva care vrea ceva stabil sau o persoană încântătoare. E clar, e multă iubire aici. Multă iubire. O stare de, nu știu, de îndrăgostire chiar. Te îndrăgostești în această lună. Eu așa simt.
de o persoană matură, drăguță, nu știu, idealistă, poate cu steaua acolo. Sau te gândești la chestia asta foarte mult, ai în minte, visezi la această persoană, te gândești foarte mult la o persoană anume. Ești foarte îndrăgostit. Sau să te îndrăgostești în această. Ok, și aici avem inteligență, educație, flexibilitate, din nou ideea de flexibilitate, foarte frumos. Deci această persoană te provoacă să devii mai flexibil sau tu vei deveni mai flexibil în această lună. Dar viața sentimentală o să fie pe primul loc, clar, în această lună, pentru tine. Multă iubire. Dar și cunoaștere. Educație, percepții. Da, probabil vezi altfel anumite lucruri, te raportezi altfel la anumite lucruri din viața ta. La viața de cămin, poate. Înțelegere aici. Te îndrezi mai mult către tine, către partea ta interioară, insight. Aici, al treilea ochi, foarte frumos. Deci, probabil, te cunoști mai bine, pentru că tot avem aici a te evalua. Înțelegere, trezire. Probabil, această persoană, cred că este vorba despre o persoană, tot mă gândesc la o persoană și mai avem aici o carte, sexualitate. Deci, este o persoană care te atrage foarte, foarte mult. Mult, foarte mult. De la început am zis chestia asta. E cineva aici care te atrage enorm. Frumusețe, împărtășire, deschidere, onoare pe această carte, sexualitate, dar și inteligență și trezire, conștientizare. Și cu steaua, dar e ceva divin aici, călăuzit. Ceva interior, spiritual, la un nivel foarte ridicat, un nivel foarte, foarte ridicat. Probabil tu te-ai schimbat foarte mult, ai devenit o persoană, ai devenit cea mai, sau devii cea mai bună varianta ta, sau te strădui foarte mult să ajungi acolo unde ți-ai propus și atrage această persoană oarecum. Ești înconjurat de oameni puternici, da, oameni chiar foarte puternici, ești regele de săbii din nou. Dar și regele de băte, oameni foarte puternici care vor să fie în jurul tău și tu vrei să fii în jurul lor și îi atragi oarecum și ei sunt alături de tine. Primești și ajutor. Patru de băte, un moment de sărbătoare, poate să mai însemne și logodnă, căsătorie, această carte, foarte frumos, cămin, stabilitate. Cineva împărtășește, cum aș zis, aceleași valori ca și tine, cineva se aseamănă foarte mult cu tine. Și ar fi foarte bine să te uiți, să fii atent sau atentă la această persoană. Pentru că cred că vine de unde te aștepți mai puțin sau când te aștepți mai puțin, într-un moment de maturitate, de liniște, de autocunoaștere. Cum am și zis, te-ai cunoscut mai bine, te-ai învățat să stăpânești emoțiile, să treci prin perioade dificile cu onoare, cu stabilitate, cu încredere în sine și astfel să atragi acea persoană. E cineva care te reprezintă. Cineva care te reprezintă foarte mult. Ca zodice mi-e în evidență zodii de foc, cum am și zis, leu în mod special, dar și berbec săgetător, gemeni și vărsător, da, gemeni și vărsător, dar și balanță, rac și la gemeni mi se mult în evidență această zodie. Probabil o să ai de-a face cu un geamă sau cu balanță sau cu vărsător. Dar și cu leu. În orice caz, o lună plină de romantism, așa simt, de cuvinte frumoase, de complimente, da? Cineva te complimentează. Te reprezintă, clar. Multă iubire în această lună. Și pe partea asta profesională văd să
te asemeni foarte mult cu această persoană, lucrați asemănător. Nu știu, așa simt, e multă iubire aici. Este vorba de multă iubire. Și atracție fizică, multă, multă atracție fizică. E foarte multă. De când am văzut această carte cu îndrăgostiții, mi-am dat seama că e vorba de multă atracție fizică. Cam atât am pentru tine, îți doresc o lună extraordinară, îți mulțumesc că te-ai uitat, noi ne revedem data viitoare, pa!